Додон, deja după ce eu înțeles că a pierdut majoritatea parlamentară, Додон are două soluții, două variante. O vă spun pe cea de bază. Pe cea de bază, el mâine sau în zilele următoare o să iasă ca mare salvator a poporului, să spui chiar că au rămas doar 100 de deputați, trebuie de mers la Curtea Constituțională, că într-adevăr, că domnul Laiba cred că poate confirme, că cu 100 de deputați cu mandate valabile, Parlamentul nu va fi constituțional și orice demers la Curtea Constituțională, Curtea se va expune și va spune că da, după 15 august nu mai poți face alegeri în circunscripția Hâncești, ты din cauza că nu e deputat, trebuie să fie 101. Nu contează că e unul, cum spuneți, Кшор în Israel sau nu știu unii. Înțelegeți? Că Додон vrea să o facă salvator și a să meargă la alegerile anticipate. El e într-o cădere totală. Domnule Usatăi, dar vreau să vă întreb, să mergem la alegeri anticipate cu un astfel de guvern, cu condițiile de joc impuse de Igor Додон, ce șanse ar avea opoziția în fața lui în astfel de condiții? Nu ar fi mai bine să se încerce să fie votat un alt guvern care să organizeze alegeri libere? Că guvernul ăsta și-a demonstrat toate capacitățile, este adevărat, dar vreau să-i văd și pe cei care pretind să vie în alt guvern. Că la noi, cu orice schimbare de guvern, știți cum... Mai bine tac și nu comisie. Domnule Usatăi, dar alegerile de anul trecut, vreau să vă întreb, alegerile de anul trecut pe care le-ați câștigat și dumneavoastră la Bălți, alegerile locale, au fost unele libere sau măcar parțial libere sau nu? Pentru noi nu au fost libere când noi am fost atacați începând cu mass media din Federația Rusă. Dar mă refer din punct de vedere legislativ, comparativ cu cele din 24 februarie. Dar în atâta timp când se permite la unii participanți în alegeri, Стадеи, Улей, Захар, Тушонка, Гречка, Принсати, что так вот сайбы локши олезерли парламентарии античпать сау президентиали, что творда килот с балуани. Это отбазут. Лахенчешт. Второй пост репортаж Лазяру Гегарды, так ну грешес. Да, да, да. У него ротат Кларк, пентрификарий, пенсионар сдадек, кто он баллон, шинка баллон рошел, залезет, задика, кашкум доем уну, залезет. Le-au făcut kinder-surpriz în fel de balani. Domnule Usatăi, în astfel de condiții, dumneavoastră sunteți gata să mergeți la prezidențiale sau la anticipate? Pentru că este evident că șansele dumneavoastră și ale opoziției vor fi mult mai mici. Și Igor Додон a arătat astăzi că își poate permite practic orice. Domnule Cozer, eu iată acum așa față la toți telespectatorii din țară, vă promit un lucru. Додон nu va mai fi președinte în Republica Moldova, prima. Și doi, credeți-vă ca să-i sară, cum Додон spune, ca să iară șorșelii din oligarhi. Am văzut noi câtă țară cum o sărit din oligarhi, dar acum atâta țară o să vadă cum sar din Додон. Important e altceva, domnul Cozer. Dacă într-adevăr opoziția are grijă de acest stat, de acest popor, să nu umblăm noi cu alegerile în noiembrie prezidențiale, în februarie-martie parlamentare anticipate, cu unul nu treci pragomul, dar altul trebuie să mai pregătească. Și dacă Додон era om, nu era cu temperatura 41 anul împrejur, că te scurca de pe Wikipedia, el trebuie să ia, spune, pe 1 septembrie, spre exemplu, facem și prezidențiale și anticipate parlamentare. Înțelegi? Domnule Alaiba, viziunea Partidului Acțiune și Solidaritate în acest context, ați participat în alegeri la Hâncești, o circunscripție pro-europeană și chiar și astăzi că alți colegi din presă au dat imagini cum s-au desfășurat. Ne-am reamintit cum s-au desfășurat acele alegeri cu zeci de butelii de gaze, cu cadouri electorale. Noi ne putem permite să mergem din nou în alegeri în astfel de condiții? Asta este o întrebare care e greu de răspuns pentru mine. Cu siguranță, atâta timp cât un guvern într-atât de irresponsabil ca guvernul ăsta, care nu ne scoate din pandemie, toate țările din mult au intrat și au ieșit și au intrat și au ieșit și nu știu ce. Noi suntem într-o situație extrem de proastă. E clar că eu nu știu cum poți să te gândești la orice alegeri și nu știu cine anume o să vină la alegerile astea. Fără ca să scăpăm de pandemie și fără ca să o ducem cel puțin sub control. Corect, deci, domnul control Alaiba, fost dar mai bine oricum le facem în septembrie decât asim blocat tot globul pământesc, noiembrie, decembrie, toți epidemiologii de pe globul pământesc
цех пункт, который был самой гравой ситуации с începe după luna octombrie. Deci asta o spun specialiștii din Germania, Austria, România, Statele Unite ale Americii. Domnule Usat, problema că nu, din punct de vedere legal, e imposibil în septembrie să fie organizate alegeri. Nu-i posibil, deși, domnule Cozer? Pentru că deja avem două luni până în septembrie, nici campanie electorală, trebuie să fie respectate anumite proceduri. Bun, haideți să fie 15 septembrie, nu vă legați de dată, înțelegeți? Cu două luni, asta ar însemna că dacă de 15 iulie se declară și parlamentarii anticipate și prezidențiale, pur și simplu Dodon ține de postul lui de președinte să mai ciordească ceva, că să mai scoată vreun deputat din țară, înțelegi? Deci omul este obsedat că Dodon, pierzând puterea, el e om pierdut în vieșii veșilor, înțelegi? De pe amu putem să ne ducem să-i facem slujbă la biserică, ca la polițian care deja gata e noi.